Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații! Simplu! Salutare tuturor și bine ați venit la primul video de pe acest canal cu FIFA 17 demo, bineînțeles, The Journey, my friends! În sfârșit vreau să joc și eu jocul ăsta. Am luat FIFA de aseară, însă nu m-am atins de acest mod de joc. Am jucat doar kick-off. Am făcut și un live stream din câte ați văzut. L-am scos din motive de copyright, pentru că am uitat să opresc muzica, azi retard. Ok, iată-l pe Alex Hunter. Bine ai venit, ce cauți mă, bă? Ce cauți mă la United? Opa. Acesta este minunatul nostru protagonist, Alex Hunter. Iată-l, a.k.a. Rashford. Așa, respira-l dracu, ia. Did they spell your name right, my petit? Lily. Da, mă. Cum nu? Ok. Hai mă, că ai ajuns unde trebuie, mă, pulă. Hunter. Alex Hunter, atinge-l, ce? Nu crezi că e adevărat? M-ai ajuns la United, te antrenează Mourinho. Mourinho. De pe Bernard aici. Opa, suntem pregătiți de meci? Alright, lads. Oh, Butler. I don't need to tell you how important a winning start is. Asta nu știu, dragă. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. Okay. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Ceva la echipa a doua. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? Okay, okay, okay. Aia facem. Hunter, ia să vedem. No pressure, mate. Get 3 points on the board, eh? Mm, score 1 for me. Hai să dăm 3 puncte. Let's get these 3 points, eh? Hai să mergem. To my mom, Mark. Ce dracu? Bă, lași cu mâna întinsă, mă. Bă, ce scârțarul, dracu. Starters to the tunnel, subs to the bench. That's all that we mean it. Ok. Alex Hunter este rezervă, bă, astăzi, săracu. Mm. Ok, o mică demonstrație aici. Players team, players Hunter. Mm, pot să joc ca Hunter, ok? Sau ca echipă, o să joc ca Hunter, mă. Avem cu Chelsea, iată echipa. Echipa noastră în Premier League, Stamford Bridge. Leicester pe primul loc. Ok, West Ham acolo pe 6 suntem. Avem nevoie de 3 puncte. Și Chelsea este destul de jos în clasament. Iată, pe 14. Premier League. Oare este ca în realitate anul trecut? Hmm. Ar putea fi, nu știu. Nu știu sigur. Ia să vedem. Opa, Alex, e meciul său de debut, mă. Mamă, ce aici. Iată. Fanii, cel de la Chelsea, scandează aici, eu pe bancă, în spate, retras, să nu mă vadă nimeni. Hunter, tată, ce ai pățit, mă? S-a emoționat, dracu. Walker, Shaw, Smalling, Martial. Walker ăsta este prieten de-al meu, mă, sau care dracu? Care dracu? Sau e Kyle Walker? Nu, e Kyle, abal, nu știu cum. De fapt, nu cred că e. Dar mă rog. Ia, atacă ăștia aici, ia Walker. Hai mă, Walker. Gol, mă! L-ai, tati! Walker înscrie la Chelsea acasă. Uite-l, sunt lângă Zlatan. Sunt lângă fucking Zlatan Ibrahimovic. Cum e asta, bă? Zlatan e ținut rezervă. Zlatan este lângă mine. Diego Costa. A, 1-1. Hai, mă, Hunter, mă. Băgați-o pe Hunter, mă, să-și facă treaba, mă. Băgați-o pe Hunter să-și facă treaba. Oh, Jose. Mourinho. Ia, cred că e momentul. Cred că e momentul. Este antrenor secund sau ceva, nu știu care e treaba cu ăsta, apar n-am. Omță, o meu. O, mă scoate la încălzire. Hai mă, du-te mă la încălzire, mă, aleargă mă acolo, făture, mă, dracu. Așa. Ăștia. Bă, țăranilor, lasă cu să vedeți voi cine este. O să vedeți voi cine este acest. Bă, dar toți strigă, mă, bă, ce scârțari. Who are you? Lasă că vedeți voi. Dracu scârțar de la Chelsea. Iată.
E mișto că în jocul check after that back four. Center halves are fading. Use your pace, get in behind them, right? Ok. You ready, lad? Da, mă, sunt gata să fac deputul. Get me out there, sunt 100% gata. I like your bottle. Da. But you remember what we told you. Keep your discipline. Normal, mă, dracu. Dar nu crezi că o să iau roșu sau ceva? Ăștia-s nebun, bă. Uite-l pe Hunter, 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 hai, 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 bagă-l, bagă-l odată, Mourinho. Impress the boss, 7.0 target. Ok, line up play, make 10 or more passes. Ok, trebuie să dau 10 pase. Ok, ok, trebuie să dau 10 pase, o notă peste 7. E posibil, mă, e posibil. Nu știu pe ce dracu dificultate joc, că nu m-a pus Alec absolut nimic, ați văzut și voi. Habar n-am pe ce dificultate te dă. Well, o să vedem, iată, Hunter intră aici, se duce în atac. Normal. Oh, da, oh, da. Mamă, câtă steluță pune acum. Nu era mai simplu să fie din aia mai mică? Că atunci stai să opresc ăsta. Așa. Așa am pasat. Prima mea pasă. Prima mea pasă. Aici înapoi. A, 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 bine. Ok. Ai de pula mea. Cum dracu a greșit la pasa, mă? Cine, mă? Inaptul acela. Bună pasă asta. Pasăm aici. Frumos. Se combină bine în echipa noastră, bă. Dar presupun că poți să-ți alegi și pe ce poziție o să joci, nu? Când apare jocul full. Cel puțin știm că o să poți alege echipa la care să te duci. Ia să vedem. A, n-am putut să trec. Shoot acolo! Na, aproape. Am 6.1 nota. Am făcut câteva combinații pe aici, dar n-a ieșit mai nimic până acum. Minutul 79. Văd că merge la fel ca în realitate. Timpul. Hunter. O să fie interesant modul ăsta, adică dacă o să dea kicks cu ăsta, nu știu ce să zic. Și au cam ratat tot obiectivul, părerea mea. O, au fost ceva acțiunea ăstora. Dădeam să văd unde Hunter al meu, mă, ce dracu. Pasă mie. James Hunter. What? James Hunter, cine dracu ăsta, mă, e taxul sau? Follow his footstep? What? O fi taxul, mă? Hmm. Bă, dar mult să bată al dracu așa. Și trebuie să iasă de hea acolo. O lovitură de cap și scăpăm, scăpăm cumva. Scăpăm cumva. Șut acolo, prinde bine. Prinde bine de hea. Bun, mă, hai, mă. Hai, mă, ce dracu face de hea, e nebun, arunc aici. Așa. Pac, pasă. 6.3, bun așa. Și acum plec în față. Așa, mă, aici la mine. Bun, aici la ăsta, ala-i. Pase, pase fain aici. A, hai să centrăm la, să dăm la să ne centreze. Sau să dea el, că e șmecher acolo. Da, e un fel de player carier ăsta, numai că ai și poveste, ceea ce e grozav. Iată-l pe Mourinho încă o dată, mă, îmi place, mă, îmi place cum arată Mourinho în jocul ăsta. E creat foarte bine de băieții de la EA. Engine-ul grafic e foarte bun. Așa, mă, bună recuperare. Însă pasele atât de slabe. Haide, Hunter, haide, Hunter. Oare ce overall are? O, da, bună recuperarea asta, bună. Ca în Ultimate Team, recuperăm frumos. Shoot, Hunter, gol, Crăciun, Courtois. Ce dracu, pe ce dificultate e jocul ăsta, mă. Crăciun lui Courtois, mă. Superb. Iată, recuperare bună, am driblat aici. I-am dat crash, bă? Da. Ei, Alex Hunter debutează cum nu se putea mai bine. Alex ăsta îmi scrie. Bun așa, mă. Am dat și-o primul gol bă, aici cu Hunter. Abia aștept să văd versiunea full acestui mod. Să vedem cât va dura însă povestea. Să sperăm că nu o să fie poveste din aia unde durează să joci, nu știu, să faci vreo 5 episoade pe YouTube sau ceva de genul. Dar cred că o să fie mai lungă. Și știți de ce? Pentru că o să ai meciuri. Povestea în sine nu o să fie foarte lungă. Și știți ce ar fi mișto? Să fie cariera gen lui Hunter. Și după ce termină Hunter cariera, să își aleagă el un, nu știu, cuiva care să-i pase torța și să te crezi tu pe tine. Ar fi fost genial dacă ar fi așa. Sperăm că o să fie așa, de ce nu? Încă nu ni s-au dat detalii despre chestia asta, logic. Oh, da, o pasă bună aici, nice passing. Hai mă, dă-i și tu aici, așa mă. Așa mă, hai să dăm și un assist, ce mama dracu. Da, dar unii nu face mare lucru. La mine minge acolo. Hunter, Hunter offside, offside. Am 8.1 nota, e bine, chiar foarte bine. Oh, boy, boy, boy. Hai mă recuperați, hai mă recuperați, bă, oameni. Doamne, incredibil. Nu, este gol, este offside. Este offside. Bucură-te, o gică, bucură-te. Bucură-te, stai, nu este offside.
Nu este offside, așa e, da, nu este offside. Am zis că este offside pentru că nu se schimbase tabela, deci nu mai e ca în FIFA 16. Dacă e offside să nu se schimbe tabela. Incredibil, suntem egalați în minutul 90, incredibil. Apărarea nu-și face treaba, bă. Mourinho cumpără fundaș, bă, tăte dracu, dezgârcit. Așa, așa, Hunter, fault, galben, iată. Animația pentru cartonaș, acum, animațiile, de fapt, cât mai multe, sunt foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Se termină meciul, mă, friends, iată. Un 2-2, o gică, al dracu ne-a egalat în minutul 93 sau ceva de genul, undeva pe acolo. Manager feedback, great vision with those through ball passes. Mulțumesc frumos. Flawless vision with those one touch passes. De ce dracu dispare asta, nu înțeleg. Good passing. Mă laudă pentru pasele mele, mă. Eu sunt mai creativ, așa, nu-s de la de finalizare. Hunter, ia să vedem. Advance. Care-i treaba acum? Ah, da, interviu. A dream debut for you. Mm-hmm. I bet you couldn't have imagined you'd be stood here talking with us today. A couple of months ago, you were on the fringes of the squad. Then a couple of injuries and suddenly you're on the first. Ce m-a fost accentat? Bă, dau spoilere, futu-vă în gură. To have scored on your debut. Ăștia dau spoilere. You prefer so you can seize your opportunity. Da. Fire! So that you can seize the opportunity when it comes. Injuries or no, this was mine. I've scored that goal 1,000 times before in training. So okay. I wasn't gonna let the chance pass me by. Now that I've got the taste for it, I can't wait to start scoring more. Așa mă, așa mă, așa trebuie, asta e atitudinea. An emotional day for you all around, Alex. Ce grafică bună. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate, Gareth Walker. Gareth Walker, ok, ăla e prietenul lui. Special moment. It was a special moment, for sure. Așa. I won't be forgetting it in a hurry. Ok, chiar dacă ăla a fost bulanciu și n-a bătut acolo. Alex, a word on coming away with a draw. A point gained or 2 points lost. You can always do better sau... disappointed. Suntem mai buni. Yeah, disappointed with the result, really. We should have come away with a da, win. Ia, a scos încrederea la manager. Okay, trebuie să ai grijă ce răspunzi. Am fost mai bun, logic, a avut noroc. Thank you. Mulțumesc și eu, doamnă reporter. Da, băi băieți și fete, cam ăsta a fost The Journey în demo, varianta demo. Din câte am înțeles, în varianta full a jocului, o să poți să alegi tu echipa la care să te duci, ceea ce e absolut grozav. Sau asta e probabil după ce termine asta la Manchester, sau poate habar, nu știu cum dracu să fie. Probabil te pune la început să alegi echipa, ceea ce ar fi grozav. Nu poți schimba numele jucătorului, bineînțeles, deși ar fi fost mai logic să fie așa cum a fost în NBA anul trecut, dacă ați văzut seria. Ar fi fost mult mai bine așa. Dar e mișto și cu Hunter, să sperăm că este un caracter interesant. Ce am văzut până acum nu spune foarte multe, dar poate o să fie un caracter interesant. Deși am văzut actorul care îl joacă pe Hunter și nu mi s-a părut cine știe ce la E3, dacă nu mă înșel, la convenția aia. Și nu mi s-a părut foarte, era chiar cringe pe scenă. Mă rog, cam atât cu The Journey. Asta a fost, o să mai fac niște meciuri kick-off, o să până apare 17 full pe 27 septembrie în America, 29 în Europa. Eu să-l pot juca mai devreme pentru că eu l-am precomandat pe cont de America. Băi, cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, să pisiți butonul de like, să vedem câte putem face. 1000 mai mult, habar n-am, voi decideți. Eu am fost cu X, aveți o zi grozavă, ciao-les.